Bună ziua! Astăzi, în cadrul lecției de Excel, de pe excel-specialist.ro, aș vrea să vorbim un pic despre o altă caracteristică care este foarte utilizată în zona de business a Excel-ului, și anume partea de sortare a datelor. Sortarea datelor este extrem de importantă datorită faptului că în cadrul fișierelor foarte mari, trebuie sortate datele la un anumit moment în anumite după anumite criterii pentru a le putea analiza mult mai bine. O să folosesc pentru asta exact același fișier pe care l-am folosit și până acum, cel cu orașe, populație, altitudine și cel la care am adăugat județul pe ultima coloană. Bun, un astfel de fișier se poate sorta foarte simplu după fiecare din coloanele pe care le conține, iar o sortare simplă se poate face dând click pe butonul de sortare, de filter and sort, sort and filter, și mi-apare un meniu derulant în care am sort de la A la Z, sort de la Z la A și custom sort. Dacă dau click pe sort de la A la Z, sortare de la A la Z înseamnă în ordine crescătoare alfabetică, da? În condițiile în care le-am sortat după județ, deci fiind cu căsuța selectată pe coloana de județ, mi-a sortat automat, luând în calcul faptul că aș vrea să sortez după județ. Dacă vreau să sortez după oraș, fac click pe o căsuță, sort de la Z la A, adică sortare în ordine inversă, alfabetică, și îmi sortează după oraș. Cam în felul ăsta se fac sortările. Este un tip de sortare simplă. În foarte multe cazuri trebuie făcută o sortare mult mai complexă, sortare care se poate face tot din această zonă, apăsând pe butonul Sort and Filter, dând click pe butonul Custom Sort. Îmi apare o fereastră de dialog. Deja, după cum observați, el mi-a selectat tabelul pe care aș vrea eu să-l sortez. Și în fereastra asta, aceasta de dialog care mi-a apărut, am în zona de sus o parte de meniuri, și în partea de jos, centrală și de jos, am criteriile de sortare. Pot adăuga mai multe criterii de sortare prin Add Level sau pot șterge criterii de sortare, se șterge cel care este selectat prin Delete Level sau pot copia nivelul de sortare cu Copy Level și mi-a exact aceleași valori pe. Bun. Ce aș vrea să fac? Păi aș vrea să se selectez în ordine alfabetică județele, iar în interiorul fiecărui județ să selectez localitățile în ordine alfabetică. Trebuie să vă spun că în cadrul unui tabel, în condițiile în care selectez, fac sortare după o anumită coloană, toate celelalte date se modifică. Se modifică astfel încât județele care sunt aduse în față, de exemplu, se aduc automat datele corespunzătoare liniei respective în partea de sus. Deci linia se păstrează la nivel de sortare și se mută odată cu criteriul de pe care am făcut sortare. Pentru a face această sortare dublă, să-i spunem, aș vrea ca să am județele în ordine alfabetică și asta am să fac aici, am să-i aleg ca prim criteriu de sortare județul. În căsuța a doua am după valori, aș vrea, dar pot să-i dau după celule sau după culoarea celulelor sau culoarea fontului, nu mă interesează momentan. Și pot să-i dau sortare în ordine alfabetică sau în ordine inversă alfabetică sau un custom list. O să-i dăm sortare în ordine alfabetică și o să mai adăugăm un nivel, al doilea nivel. Deci primul criteriu este cel în funcție de județ. Iar în interiorul acestui criteriu, în interiorul județelor se vor sorta în funcție după oraș, aș vrea, tot în ordine alfabetică și tot după valori. În condițiile care îi dau OK, uitați ce s-a întâmplat, mi-a adus toate județele cu A, B, da? Și orașele în interiorul județului sunt Abrud, tot așa, tot așa, tot așa, până la Alba, care se termină cu Zlatna și apoi începe cu Arad, Chișinău, Criș-Cârtiș, da? Deci în interiorul orașelor mi-a făcut sortare, în interiorul județului mi-a făcut sortare în ordine alfabetică a orașelor. În felul ăsta funcționează sortarea multiplă
având ca criteriu de bază un criteriu și putând să-i generez oricâte subcriterii doresc eu. Bun, ce aș vrea să vă mai spun este că în cazul cifrelor, dacă o să dăm, în cazul numerelor, dacă o să dăm click pe Sort and Filter, o să vedeți că se schimbă meniul Sort Smallest to Largest, ceea ce înseamnă că Excel-ul recunoaște că e vorba de cifre sau de text și la cifre le sortează de la cel mai mic la cel mai mare sau de la cel mai mare la cel mai mic, în cazul textului sortând în ordine alfabetică, de la A la Z. Cam atât pentru azi. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru că m-ați ascultat și mă urmăriți pe forum și vă aștept să contribuiți acolo. O zi bună, la revedere!